acuzații referitoare și inclusiv la perioada în care ați fost parlamentar. În vreun moment v-ați folosit influența? Domnișoară, îmi cer scuze. Știți că de la început dosarul se referă la perioada la care am fost parlamentar. Sunt noi acuzații, domnule Ghiță. Ați fost informat? De ce ați fost citat? Nu, m-ați informat dumneavoastră acum prima dată. Am primit o citație săptămâna trecută. Să nu credeți că m-am gândit că vin să o caut pe soacra lui Moisescu pe aici. Pe la... Aveți nevoie de bani? Nu, da, mă gândesc, mă gândesc. Data trecută ne-ați promis că... niște declarații spectaculoase, incendiare. Ați plecat fără să ne le mai spuneți. Acum haideți ne puteți să... spune despre ce e vorba? Haideți să-mi dați voie să intru ca să okay. Nu ne împingem să ne și ne spuneți la ieșire. Ne-ați promis să țineți în continuare din activitatea de parlamentar. Mi-e tare teamă că o astfel de chestiune nu se poate întâmpla decât cu voia camerei din care facem parte. Știți că e o întreagă dezbatere în societate acum, dacă nu cumva împotriva membrilor Camerei Deputaților și membrilor Senatului, împotriva administrației locale, împotriva guvernului, nu există un fel de plan și de idee de a le scoate practic din joc. Nu știu ce se întâmplă, nu știu ce se întâmplă astăzi. Dar haideți să sechestrul se va mări suma pe care nu cunosc acuzațiile. Dacă îmi dați voie să le aflu sau să aflu dacă s-a extins urmărirea penală sau dacă au apărut noi probe. Vă promit că vă spun. Cine vrea să mă gândesc să nu mă gândesc că ar fi bine să nu se întâmple lucruri rele, dar nu pot să știi. Totuși, în noiembrie au fost alegeri, au trecut câteva luni. După cum se vede, împotriva primului ministru au apărut acuzații, împotriva familiei sale, împotriva mea, împotriva cercului său relațional. Nu știu de ce se întâmplă toate lucrurile astea. Deci, ai un cont, ați vorbit? Nu, n-am reușit să vorbesc. Nu știu, nu-mi dau seama exact ce se întâmplă astăzi în România, dar haideți să avem răbdare să aflăm. Și relația cu alegerile prezidențiale de care vorbeați un pic mai devreme? E puțin surprinzător că după mulți ani de zile, imediat cum o zonă din eșichierul politic pierde alegerile, împotriva ei apar dosare. Vedeți ca o răzbunare? A cui? Cine vrea să vă scoată? Nu vreți să mă lăsați să ajung la domnul procuror. Că îmi va fi în suma programat la o anumită oră și eu nu pot să trec de dumneavoastră deja. Și am întârziat și s-ar putea să se supere. Vă mulțumesc. Aveți relații cu dânsul. Vă mulțumesc mult. Haideți să le luăm pe rând. Așa cum așteptam încă de săptămâna trecută, niște lucruri destul de grave s-au întâmplat sau urmau să se întâmple. Sunt destul de multe. Nu știu dacă o să pot să vi le relatez pe toate. În primul rând, ce trebuie să vă spun este că asupra mea s-a luat o nouă măsură fără să știu ce am făcut. Nu știu, probabil pentru a fi umilit. Măsura este de data aceasta să nu părăsesc Ploieștiul. N-am încălcat cu nimic cealaltă măsură care nu-mi permitea să părăsesc țara. De data aceasta, domnul procuror Onea a crezut de cuvință că trebuie să nu părăsesc Ploieștiul. I-am solicitat explicații, mi-a spus că așa crede dânsul, că dânsul este procuror, eu sunt cetățean și că drepturile și libertățile mele într-o astfel de situație, când deschide un dosar, sunt la dispoziția dânsului și că nemulțumirile să le adresez în altei curți de casație și justiție. Veți contesta la înalta curte? Evident. În al doilea rând, trebuie să vă spun că astăzi mi-am dat seama despre ce este vorba în acest dosar. Și pentru că sunt deputat în Parlamentul României, nu pentru că mi se întâmplă mie acest lucru, ci pentru că vi se poate întâmpla, oameni buni, oricăruia dintre voi. Și deja multora din țara asta li se întâmplă, pentru că sunt deputat în Parlamentul României, simt că trebuie să lupt cu ceea ce se întâmplă și vă spun că abuzurile asupra unui cetățean nu pot fi tolerate de către societate, de către Parlament, de către partidele politice. Și mai vreau să vă spun că astăzi mi-am dat seama că tot acest dosar este doar
știu și eu o etapă, un pas în ceea ce mi s-a întâmplat în ultimele două săptămâni. Respectiv presiuni constante, continue, discuții, întâlniri, întrebări, luări la rost, amenințări, care vizau demisia primului ministru Victor Ponta. Nu-l pot influența pe primul ministru Victor Ponta să-și dea demisia atunci când doresc procurorii. Nu am această influență asupra primului ministru al României, chiar dacă dânsii cred asta. Nu o să intru în detalii despre aceste discuții acum, pentru că sunt multe alte lucruri pe care mai trebuie să vi le spun. O parte din dosar vizează alegerile prezidențiale. Nu-mi cer scuze și nu-mi pare rău că Partidul Social Democrat, Victor Ponta, eu, mulți alții am încercat să obținem încrederea electoratului pentru funcția de președinte al României. Am pierdut această... Îmi dați voie să vorbesc? Vă răspund la toate întrebările, vă promit. Am pierdut aceste alegeri prezidențiale și trebuie să oprim odată această regulă, că după ce se pierd niște alegeri, ceilalți sunt distruși, umiliți, târâți prin procuraturi, li se amenință familiile, li se sechestrează firmele lor, ale familiilor, ale prietenilor, li se fac percheziții mamelor și așa mai departe. Este o chestiune groaznică și cred că trebuie să ne luptăm contra ei toți. Eu nu o să o fac. Am interdicție să vorbesc cu domnul Victor Ponta. Nu înțeleg, am citit cu mare atenție acuzele, nu știu care este justificarea și nu scrie absolut deloc justificarea pentru care eu nu pot vorbi cu Victor Ponta. De aceea această chestiune mă face să cred că e un dosar politic, nu al meu, ci că este un dosar politic care vizează dărâmarea acestui guvern și convingerea lui Victor Ponta că dacă nu-și dă demisia atunci când vor acești oameni, mama, cumnatul, fratele, sora, știu și eu cine altcineva din familie, prietenii, vor plăti. Astăzi a venit rândul meu și al familiilor și al prietenilor, al familiei și al prietenilor mei să plătim. Absolut toată lumea. Absolut toată lumea din familia și din prietenii mei are sechestru pe conturi, firmele sechestrate, acțiunile sechestrate. Până la o sumă, așa se și spune, în cazul meu este nelimitată suma până la care este instituit sechestru. Ce este curios pentru mine este că la DNA București există un dosar întocmit pe baza rapoartelor domnului Blejnar, care are același conținut și unde procurorul de acolo a dispus o expertiză. Eu mă întreb dacă un cetățean poate fi urmărit de 10 procurori dintr-o țară pentru același lucru în 10 feluri diferite. Mă mai întreb dacă astăzi în România se urmăresc fapte sau se urmăresc persoane și familii. Știam toate lucrurile astea. Nu sunt un neinițiat și un necunoscător al oamenilor din servicii, al oamenilor din procuratură. Știu ce vor. Vorbesc de foarte multe ori și foarte des cu multe din aceste persoane. Consider că astăzi societatea e debalansată. Consider că avem un prim-ministru căruia îi se impun tot felul de lucruri și măsuri și asupra căruia se fac tot felul de presiuni, astfel încât să nu vă spun aceste lucruri. Consider că avem un fost președinte, Traian Băsescu, care a fost terorizat și chinuit să nu spun aceste lucruri, chiar dacă l-am văzut acum câteva zile că ar fi vrut să le spună. Consider că multe elemente din societate, unele în legătură cu altele sau unele în concurență cu altele, deja gândesc că ceea ce se întâmplă este groaznic. Mai sunt multe lucruri pe care vi le pot descrie din ceea ce am văzut astăzi. E vizat și domnul Ponta în acest dosar, domnule Ghiță? Nu știu dacă domnul procuror Onea va extinde acțiunile penale asupra primului ministru al României. N-am de unde să vă spun, dar știu că mie mi-a impus această măsură, să nu iau legătura cu Victor Ponta.
din conținutul celor prezentate, n-am reușit să înțeleg de ce. Una dintre acuzații este că în Republica Moldova, la alegerile prezidențiale, PSD, eu și mulți alți oameni am făcut campanie electorală. Chestiune pe care nu o văd deloc rea sau ne la locul ei. Dar ați dat bani pentru campania din Moldova? Sunt foarte mulți oameni care au participat acolo în campanie. Am avut materiale electorale, am avut pliante, am avut prospecte, s-au deplasat anumite persoane din România acolo la Chișinău și au făcut campanie pentru Victor Ponta. Și după cum știți, în primul tur a și câștigat. Banii știu și ce s-a întâmplat. Nu, niciodată banii, niciodată banii. În primul rând, după cum bine știți, am vândut un număr de societăți comerciale, eu, Sebastian Ghiță, am plătit impozite statului român, acele societăți valorau zeci de milioane de euro, am plătit impozite, am încasat acești bani la mine în cont, i-am declarat statului român și acei bani sunt bani curați, banii mei, și nu pot fi astăzi acuzat că acei bani au ajuns la mine în cont într-un fel nelegal. Din spălare de bani, din infracțiuni, din corupție, din orice alte lucruri. Acei bani am contracte, dovezi și impozite plătite statului român că sunt ai mei. De aceea acuzele sunt cât se poate de trase de păr și de la locul lor. N-am discutat despre ceea ce fac procurorii până când n-am văzut că înainte să îmi prezinte acuzații sau să mă întrebe ceva, trimit stenograme în presă. Eu știu de pe ce mail-uri sunt trimise acele stenograme și o să vi le prezint. O să vedeți pentru prima dată cum se dau mail-urile numai ziariștilor, ci și adversarilor politici și celorlalte părți din dosare. Nu mi se pare normal de ce se întâmplă. DNA se dau aceste mail-uri? O să vedeți cine dă aceste mail-uri și cum. Practic, dar ceea ce se întâmplă este groaznic. Iar decizia mea, indiferent că Victor Ponta sau Traian Băsescu sau alte persoane din statul român mă vor urma, decizia mea este să fac o plângere Procurorului General al României. Toată această nenorocire care se abate asupra României trebuie să oprească. Și cel chemat să facă acest lucru de către societate este Procurorul General al României. Astăzi avem un prim-ministru amenințat, fugărit, iar mie în ultimele două săptămâni, în nenumărate rânduri, cu rugăminți, cu presiuni, mi s-a spus că nu voi păți nimic din toate aceste lucruri dacă Victor Ponta își dă demisia. Nu știu cum pot să-l conving eu. Veți vedea acest lucru. De cine? Cu acest dosar. Veți vedea oameni politici, procurori și oameni din serviciile de informații. Veți vedea aceste lucruri în plângerea pe care o voi depune Procurorului General al României. Încă o dată vreau să vă spun. Lucrurile sunt de o gravitate incredibilă. Voi depune această plângere împotriva oamenilor care astăzi cred că vor reuși o lovitură de stat în România sau o lovitură de parat. Eu asta cred că se întâmplă și așa interpretez lucrurile și cred că trebuie să ne oprim. Mie mi-au făcut dosarul la 21 de ani și m-au tărât 15 ani prin tribunale, prin tot felul de situații. Mi-aș dori ca celor doi copii ai mei să nu le mai poată face dosar, ca după aia să-i chinuie și să-i târască toată viața unde își doresc. Asta este ceea ce trebuie să facem. Vă mai spun încă un lucru care mi se pare deja ilegal. Și acel lucru se numește interzicerea de către un procuror, unui ales, în funcție, să își exercite această atribuție. Asta este un test al societății. Trebuie să înțelegem că parlamentarii României, oricât de corupți, răi și hoți, oricât de urât îi arată procurorii, parlamentarii României totuși sunt aleși oamenilor. Și să interzici unui ales să meargă în Parlament este un atentat la democrație. I-am spus procurorului că face teste și că nu cred că trebuie să fiu nici eu și nici alt parlamentar cobaiul unui procuror ca în alta curte să decidă dacă parlamentarii
pot merge în Parlamentul României sau nu. Mâine o să constituie din 50 de parlamentari sau din 100 un grup infracțional organizat și un procuror, că așa ni s-a spus, că sunt super independenți și orice procuror din orice loc din țară, dacă se hotărăște, are un denunț, pentru că astăzi în acest dosar sunt o mulțime de martori sub acoperire care declară ce vor procurorii și mi-asum ceea ce spun, o să vedeți dosarul, și mâine o să ne trezim că 100 de parlamentari sunt chemați și li se interzice să meargă în Parlament. Astăzi, dacă societatea tolerează și acceptă așa ceva, dacă Înalta Curte de Casație și Justiție permite o astfel de răsturnare, ne întoarcem la societatea condusă de Securitate, pe care am răsturnat-o în 89. Nu va fi România, nu va fi România puternică și capabilă să fie competitivă dacă din nou Securitatea va conduce țara. Sunt membru în Comisia SRI și știu foarte bine ceea ce spun. Voi genera această discuție și în comisie, cu date, nume, locuri, fapte. Sunt extrem de hotărât. Pe ce perioadă aveți interdicția de a părăsi? Am interdicția de a părăsi Ploieștiul pe 2 luni de zile. Nu înțeleg de ce. Este și hilară măsura. Știți bine că Parlamentul intră în vacanță. Nu știu de ce s-au gândit acești oameni că pot umili la nesfârșit alți oameni din societate. Un procuror n-are acest drept. I-am recunoscut toți acestui sistem de justiție, acestei justiții, dreptul de a ne verifica, de a ne cerceta. Închipuiți-vă că faptele pe care astăzi le cercetează domnul procuror vizează perioada 2000-2015. Eu vreau să vă întreb, în 15 ani, ANAF, procurori, Daniel Morar, SRI, n-au putut să știe că niște firme din România ai căror acționarii cunosc sau în care am fost partener au făcut evaziune fiscală, trafic de influență, corupție. Încă o dată, 15 ani de zile, nimeni n-a aflat nimic despre Sebastian Ghiță, firme, companii și așa mai departe. Și dintr-o dată, un procuror la Prahova vine și pentru a-l determina pe Ponta să-și dea demisia, pune sub urmărire toți acționarii. Unele firme au acționari Banca Mondială și IFC-ul. Au audituri de la PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte și alții. Chiar credem că un expert de aici, de la biroul DNA Prahova, este mai priceput decât sute de experți? Companiile astea au 4200 de angajați. Oamenii ăștia le-au distrus astăzi. Am înțeles că asta își doreau. Dar dacă, nu știu, 10 de firme, 50 de firme și 20 și ceva de persoană. Doamnă, după acest domn procuror, eu controlez tot ce se întâmplă în județul Prahova, controlez alegerile parlamentare, controlez partidele din București, controlez sute de firme, controlez televiziuni, controlez, nu știu, piața media și nu știu câte mai controlez. Mi se par absurde lucrurile. N-aș fi deschis gura dacă nu ajungeam în acest scenariu de-a dreptul, aș vrea să-i zic science fiction, dar este horror. Dar este Victor Ponta v-a cerut vreodată să vă folosiți influența așa încât Grossman, firma deținută de cumnatul său, să câștige acel contract? Răspunsul este nu și chiar dacă v-am mai răspuns la întrebări, astăzi această chestiune Grossman, nici nu știu dacă mai are un prejudiciu. Nici nu știu dacă atunci când au făcut expertiza tehnică nu cumva au descoperit că lucrurile erau făcute. Că evită să spună domnii procurori. Dar dacă mă întrebați, ceea ce au inventat atunci la început cu Grossman și cumnatul lui Ponta că nu și-a făcut lucrările, astăzi văd în expertiză că nu e așa. Astăzi văd că ei efectuaseră 70% din lucrări și primiseră 30% din bani. Mai știu și am mai spus faptul că eu l-am cunoscut pe cumnatul primului ministru al României după 2 ani de zile. Că nu am cunoscut niciun funcționar de la Hidro, nici astăzi nu-i cunosc. Nici pe martorii lor, nici pe martorii sub acoperire, nici pe funcționar. Eu nu i-am cunoscut. Dar rămite să numesc în funcții sau să fac presiuni. Nici astăzi principalul denunțător, care este protejat de procuratură, acel domn care a făcut Prahova să piardă 160 de milioane de euro,
nici astăzi acel om nu este verificat de procurori. Cine e acest? Domnul acesta Pantea. Acest domn Pantea nu s-a întâlnit absolut niciodată cu mine. Nu mă cunoaște. Situația pe care vă descriu este groaznică. Și nu privește Grossman prejudiciul de un miliard sau două forțat sau neforțat de procurori. Astăzi, chestiunea privește această presiune făcută asupra mea, asupra familiei lui Victor Ponta, asupra celorlalți din anturaj, asupra familiei mele, i-au pus sechestru și conturilor mamei. Puteți să înțelegeți acest lucru? Cu greu mi-au dat voie să vorbesc cu fratele meu și cu maica mea și spunându-i că locuiesc în aceeași curte cu cumnatul meu, procurorul n-a găsit de cuvință să elimine această măsură. I-am spus, domne, locuim în aceeași curte. Data trecută i-a interzis lui Mircea Cosma să vorbească cu Vlad Cosma, adică tatălui cu fiul. Nu credeți că putem elimina aceste absurdități? L-am întrebat, domne, nu crezi că-ți bagi joc de mine? Ce este de făcut în acest? Mi-a spus că am un ton... Nu am ce să fac decât să apelez la ceea ce înseamnă justiție de adevăratelea, adică judecători. Și sper odată, pentru totdeauna, ca procesele să nu mai fie aranjate și măzluite și dirijate către anumiți judecători. Sper ca judecătorii să nu se mai întâlnească cu procurori, așa cum nouă politicienilor ne cer să evităm să ne întâlnim cu oameni de afaceri și cu funcționari. Așa, cred că judecătorii ar trebui să înceapă să evite să se vadă cu procurori, să se vadă cu oameni din servicii și să încerce să asigure în acest climat de, nu-i spun teroare, dar îi spun agitație. Ce implicare vedeți, judiciară? Domnule Ghiță, în acest dosar ați făcut referire în mai multe rânduri la serviciile secrete. În opinia dumneavoastră... Voi spune procurorului general... cuvânt cu cuvânt, nume cu nume, situație cu situație, despre implicarea serviciilor secrete din România. Comisia parlamentară din care faceți parte, cea de control a SRI, nu și-a făcut treaba, a fost slabă în fața serviciilor? Nu. Și atunci nu. Cum s-a ajuns la această situație? Comisia are anumite atribuții acordate de lege pe care nu le poate depăși. Dacă forțează legea doar prin expunerea publică a unor lucruri, comisia poate să știu și eu, determine chestiuni legate de servicii. Altfel comisia are un rol foarte bine stabilit. Domnul deputat, dacă permiteți, ați vorbit de 50 de firme. 24 de persoane. Și 20 și ceva de persoane. E vorba de firme care aparțin familiei dumneavoastră. Sau au aparținut, sau firme care au aparținut colegilor, sau firme în care eu am fost acționar chiar și acum 10 ani sau 15 ani. Și cele 24 de persoane, ce s-a întâmplat? Da, și cei de la RTV și societatea RTV, nu știu, are sechestrate conturile. Și împotriva celor 24 de persoane, ce măsură s-a luat? Ați vorbit de peste 20 de persoane. Sechestru total pe bunuri, acțiuni și orice sume. Și practic acest oameni zeci de milioane. Nu știu, n-am stat să o citesc. Au adunat niște sume din perioada 2000-2015 în baza unui raport întocmit de un expert al DNA-ului și dânsul a spus că suma pe care dânsul consideră că a descoperit-o este de niște zeci de milioane de euro. Mă rog, n-o batem pe soacra lui Moisescu. Și eu nu știu, oamenii ăștia cred că n-au habar ce înseamnă zeci de milioane de euro. Pentru că 4.000 de oameni în 15 ani nu cred că rămân nedescoperiți și fac evaziune și fură și jefuiesc România. Spuneți exact care sunt capetele de acuzare? Plângerea pe care o veți depune la procurorul. Plângerea o să o depun eu. Aștept să se întoarcă și domnul prim-ministru Ponta în țară și o să îi solicit. Nu puteți lua legătura cu el. O să îi solicit prin avocat. O să-l cer martor în acea plângere. Direct sau indirect? Cred că prin intermediul procurorului general am. Dacă cineva crede că ținându-mă în Ploiești și batjocorindu-mă, eu nu o să pot spune tot ceea ce se întâmplă, se înșeală.
Se înșeală. Care sunt exact apelurile de acuzat? Care sunt infracțiunile de care sunteți acuzat, domnule? Multe, sunt 10 infracțiuni. Evaziune, trafic de influență, spălare de bani, sprijinire de grup organizat, Mai aveam doar genocid să mai fac în țara asta. Și face infracțiuni, că știați de ceva timp că vi se pregătește ceva. De unde știați? De unde aveți semnale? Și de unde o să-i spun procurorului general al României aceste lucruri. Ne explicați de ce l-ați împrumutat pe Alex Iacobescu cu 90 de milioane de euro? Nu, nu vă explic. Altă întrebare. Mai aveți? Dar cum vedeți acele interceptări care au apărut în presă și în care se vorbește despre faptul că, citez, Ghiță e cel care împarte licitațiile în Prahova? Asta discutau două persoane interceptate la dosar. Dumneavoastră erați... Cred că de la un anumit moment încolo, anumite persoane, gen... Pantea, Ionuț Ionescu și alții, în momentele în care au primit tehnică de la procurori și momentele în care s-au arătat dispuși să colaboreze cu procurorii, au fabricat probe. Au vorbit intenționat aceste lucruri. Încă o dată vă spun, acele persoane nu mă cunosc. Nu s-au întâlnit cu mine, nu au vorbit niciodată cu mine. Și e momentul să le spunem procurorilor că atunci când fabrică probe, acestea sunt infracțiuni. E momentul să le spunem că trebuie să fie foarte scrupuloși cu ceea ce fac în viețile oamenilor, că au o putere foarte mare în societate, dacă nu vrem să ne întoarcem la societatea lui Nicolae Ceaușescu și a securității. Dar pe Moisescu îl cunoașteți? Da, îl cunosc ca tot Bucureștiul, dar nu am relații de afaceri și nici nu sunt acuzat de așa ceva împreună cu Vlad Moisescu. Cum v-ați făcut simțită prezența în sectorul 1? Așa apărea în acele stenograme. Foarte simplu, împreună cu șeful PSD de acolo am făcut campanie și am și spus acolo door to door. La fel cum discuția dintre Crin Antonescu și Ponta era despre Consiliul Județean și Primărie, nu despre contractul Grossman. Acești oameni mint. Omul care și-a permis să insereze în acea stenogramă discuția despre contractul Grossman minte, face un fals și trebuie să răspundă penal. Asta trebuie să știe orice cetățean, că acești procurori nu sunt niște semizei și nu sunt deasupra legii. Iar astăzi încearcă să se pună deasupra Parlamentului, deasupra drepturilor cetățenilor și deasupra legii. Ori oamenii ăștia trebuie opriți cu orice preț, chiar și dacă îmi vor distruge viața și familia, oamenii ăștia trebuie opriți. În opinia dumneavoastră, care este miza procurorilor? Miza este foarte simplă, v-am spus-o. De două săptămâni, politicieni, oameni din servicii și procurori în tot atrag atenția că voi avea mari probleme dacă Ponta nu-și dă demisia. Știe foarte bine domnul Ponta ce se întâmplă și sper când va veni în țară să spună și dânsul ce se întâmplă. Dacă nu, voi rămâne singur să vă spun. Vorbind de servicii, Mihai Răzvan Ungureanu tocmai aici a fost numit de Claus Iohannis șef la SIA. Cum comentați această decizie? Sunt una dintre persoanele care în momentul în care la Hidroelectrica se furau sute de milioane de euro, la ANAF Blejnar fura sute de milioane de euro, domnul Stelian Gheorghe umbla cu sacoșele cu cât 1 milion de euro prin București, am luptat contra acestui sistem. Din păcate, așa cum vedeți, rând pe rând, toți cei care au reușit să întoarcă cei 10 ani de hoție și de furt din România, sunt împinși într-o parte. Crin Antonescu nu mai este, Victor Ponta e operat în Turcia, USL nu mai există, mulți dintre cei care am întors frontul atunci și ne-am opus retrocedărilor, hoțiilor de la ANAF, furturilor de TVA. Nu i-am văzut plătind pe oamenii aia. Văd că plătim noi, cei care acum 2 ani sau 3 ani am reușit să răsturnăm guvernul Ungureanu. Asta este. Alegerile domnului Claus Iohannis, oamenii din România au votat, dânsul și asumă o responsabilitate. Sigur că va fi foarte greu, ne vor prigoni, chinui și băga în pușcării. Ce parlamentar... aici, mai degrabă politica sau prietenia cu Victor Ponta? Hai să nu dăm vina pe alții. Mi-am ales ceea ce am vrut să fac și ceea ce fac. Cred în ceea ce fac. Nu, absolut deloc. Dacă nu aș fi vrut să fac aceste lucruri, nu le-aș fi făcut. Acum... Faptul că știu ce se întâmplă, nu mă lasă să tac. Aș fi făcut acest lucru dinainte, nu așteptând acuzațiile procurorilor. Doar că n-am vrut să fiu eu vedeta. Îl așteptam pe Traian Băsescu sau îl așteptam pe Victor Ponta să vă spună ce se întâmplă în România. Nu am poziția și căderea eu și
nici nu cred că beneficiez de atâta încredere din partea oamenilor cum beneficiază fostul președinte al României sau actualul prim-ministru. Sper și cred că o vor face. Dacă nu, va rămâne doar eu să vin cu dovezile pe care le am eu despre afirmațiile pe care le-am făcut. Doamna Elena Udrea n-a avut dovezi. Doamna Elena Udrea n-a avut dovezi. Doamna Elena Udrea a spus afirmații. Dați-mi voie să vă spun că procurorului general eu îi vă duce dovezi despre multe sau toate lucrurile pe care vi le-am spus astăzi aici. Acum, dacă îmi dați voie... Dovezi de unde? De la mine. Dovezi din ceea ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani în viața mea și dovezi despre toți oamenii despre care v-am vorbit până acum. Credeți că președintele Iohannis este responsabil pentru ce vi se întâmplă? Nu. Nu, dar cred că sunt oameni care, în dorința de a-și menține funcțiile și de a perpetua ceea ce s-a întâmplat înainte de căderea regimului ungureanu sau a guvernului ungureanu, îi fac pe plac domnului Iohannis și arată, uite șeful, pe Ghiță l-am terminat, pe Ponta l-am terminat, pe ăla l-am terminat, PSD-ul distrugem, ține-ne în funcții și iubește-ne în continuare. Credeți că e bine ce ni se întâmplă? Toate firmele de construcții, toate firmele de pază, toate firmele de IT, toate firmele românești dispar? Și pe asta, chestiunea asta e făcută de un grup de oameni din servicii și de un grup de procurori. De aceea, cred că procurorul general trebuie, este obligat și voi face toate demersurile să mă asculte, să se uite la aceste dovezi ale mele și să ia măsuri. Nu mai putem sta așa. Iar dovezi mai multe ca mine, repet, cred că ar trebui să aducă și Traian Băsescu și Victor Ponta. Și nu puteți să-i suspectați că sunt înțeleși. Credeți că această măsură excepțională și nemai întâlnită de a vi se interzice să mergeți în Parlament e de fapt un pas al procurorilor pentru a-i da o interdicție lui Victor Ponta de a nu mai fi premier? Da. Și nu numai. Este un act contra democrației. Nu cred că acest domn procuror acționează singur, așa cum spun unii în București. Cred că este un test, cred că întreg establishmentul juridico-informațional participă la această chestiune. N-avem aceeași părere, unii dintre noi. Regula în societate nu e atunci când un partid sau niște parlamentari au o părere, cei care au în mână serviciile și procuratura îi arestează ca să ne închidă gura. Cred că trebuie să discutăm, cred că trebuie să dezbatem, cred că trebuie să vedem ce facem dacă un procuror ia jumătate plus unu din numărul de membri din Parlament și le interzice să meargă în Parlament. Dacă tolerăm, acceptăm astfel de inepții, astfel de lovituri date democrației, credeți că ne va fi bine? Ca parlamentar aveți totuși obligație să ne explicați ce e cu acel împrumut de 90 de milioane. Am explicat, am scris în declarația de avere, l-am declarat, banii sunt proveniți din vânzarea firmelor mele. Sunt bani pe care i-am impozitat și cu care am dreptul să fac absolut ce cred de cuvință. Nu-s niște bani ascunși, nu-s niște bani negri, niște bani veniți de la firme respectabile, de la companii multinaționale, deci nu e nimic suspect cu acel împrumut, de aceea l-am trecut în declarația de avere. Fiindcă ați vorbit despre dosarul care v-a propus ministrul eu când aveți 25 de ani și care se plimbă prin cachete și distanțe de 15 ani. Pentru că nu existau probe. V-ați gândit vreodată că oamenii ăștia m-au ținut 15 ani pentru că n-au avut probe? Avocații dumneavoastră au cerut vreodată judecarea? De 6 ori am cerut ca acel dosar să se judece mai repede. Încă din faza de urmărire penală, după aceea, la prima instanță, la curtea de apel, la înalta curte, la fiecare instanță, prima cerere pe care am depus-o a fost să se judece mai repede acel dosar. Credeți că s-a intenționat arestarea dumneavoastră? O primă fază s-a luat în calcul așa ceva? Nu știu ce au dorit procurorii să facă. Pot să facă orice cu oricare dintre noi. Mâine, dacă o rudă a vreunuia dintre noi are o problemă la Megidia sau are o firmă cu evaziune fiscală, s-ar putea să ne trezim cu sechestru pe conturi noi alții. Înțelegeți că au pus sechestru pe conturile unor persoane pe care nu le-am întâlnit în viața mea. Confiscarea extinsă se numește. Cred că se numește confiscarea tembelă, confiscarea la zvârlit alea, confiscarea ca să aruncăm sume mari pe piață. Credeți că soacra lui Moisescu avea 570 de milioane de euro? 6. Sau 670? Nu credeți că ne bate în joc unii de alții, chiar și prefăcându-ne că vorbim despre lucrurile astea? Credeți că e posibil să nu fi văzut această
ulterior încheieri? Nu știu, dar credeți că e posibil totuși să spui mintea la contribuție și să te gândești că în România nu există 670 de milioane de euro? Aveți un război personal cu procurorul de caz? De astăzi, da. De astăzi, da. Am avut încredere în acest om. Pare un om zdravăn și sănătos, care s-a comportat foarte politicos și elegant. Nu știu cine astăzi a făcut să ia aceste măsuri. Sunt strigătoare la cer. Sunt asupra unor oameni care n-au nicio legătură cu Herțanu, cu Ponta, cu alegerile, absolut niciuna. Iar măzluirea va fi unul dintre cei nominalizați de mine în plângerea adresată procurorului general. Și pot și să dovedesc legăturile sale cu acei oameni. Toți am avut legături în viața asta, sau unii dintre noi, și nu știu de ce cred că și domnul procuror une. Vă mai întrebăm, chiar credeți că se intenționează aplicarea unei interdicții pentru premier? Da, v-am spus-o răspicat. Nu, se intenționează aplicarea unor interdicții pentru Parlamentul României și pentru parlamentari. Dar și pentru această premier? Este parlamentar. Această chestiune se numește tentativă de lovitură de stat. Încă nu e reușită pentru că Parlamentul nu cedează. Dar să interzici unui parlamentar să-și exercite demnitatea este o lovitură la adresa democrației. O lovitură de stat înseamnă schimbarea unei puteri cu alta. Cine ar trebui să ia puterea? Procurorii? Păi, senzația mea, după cum vedeți, este că acest grup de procurori din parchete, sprijiniți de vom vedea cine. E totuși mai bine control judiciar decât să se fi cerut arestarea preventivă. Am înțeles. Vreau să mulțumesc atunci că nu am fost omorât sau împușcat. Nu credeți că acest tip de gândire este ceva ce ni se picură în cap? Că noi trebuie să primim drepturi în țara noastră? Nu. Drepturile le avem. Sunt un cetățean liber. Nu am fost condamnat. Am dreptul să călătoresc. Am dreptul să-mi văd familia. Am dreptul să comunic. Am dreptul la viață. Iar acest om nu are absolut niciun drept asupra mea. Are dreptul să cerceteze, să verifice, să solicite probe, iar eu sunt obligat să-i stau la dispoziție, ceea ce am și făcut. Acest om nu are dreptul să mă umilească nici pe mine și nici vreun alt cetățean al României. Ce șansă are războiul dumneavoastră cu procurorii în contextul în care DNA se bucură de o cotă de popularitate mai mare decât oricare altă instituție în această țară la acest moment? Eu cred că nimeni nu este mai presus de lege. Nici măcar DNA, nici măcar prietenii mei de acolo, nici măcar prietenii mei din servicii, nimeni nu este mai presus de lege. Iar încercările lor de a mă presa pe mine, să-l conving, să-l denunț, nu știu ce vor să-i fac eu lui domnului Ponta astăzi, dar toate aceste lucruri sunt un abuz incalificabil. Aveți prieteni în DNA, domnule Ghiță? Am. Și în servicii? Am cunoscuți. Aveți și dușmani? Evident. După cum se vede, da. În servicii? Și? Domnul procuror vede dușman? Astăzi, asta este credința și părerea mea. L-ați putea denunța pe Victor Ponta? Aveți cu ce? Aveți cunoștință? Nu am cunoștință. Nu am cunoștință de lucruri rele pe care le-a făcut Victor Ponta. Am cunoștință că a scos hidroelectrica din insolvență și din ghearele celor care furau sute de milioane. Noi am fost pedepsiți. Am cunoștință că a trimis sute de rapoarte ale corpului de control la DNA. Nu le-am văzut utilizate. Am cunoștință că a oprit jaful de la ANAF și furtul de TVA în țara asta. Am cunoștință că a oprit pe cei care furau cu retrocedările sute de milioane. Astea sunt lucrurile pe care le știu eu despre Victor Ponta și pe care vi le pot spune. Nu cred că e drept și corect ceea ce se întâmplă și cred că mai poate aștepta PNL-ul puțin până când să ajungă la guvernare și că trebuie să fie ales de oameni. Nu trebuie să fie ales de procurorii din România, PNL-ul. Doar pentru că astăzi țipă în Parlament, dați mai multe drepturi și mai multe legi în favoarea procurorilor. Cred că v-am spus destule, dacă îmi dați voie, am să mulțumesc și eu. Da,